Per. Învățam să uite, fac zmeu pe vreun. Uite, tata lui a fost comandantul acestui aeroclub. Da. Acum aterizează Sorin Buchi și un veteran ca și așa. Beton se pune. Este băiatul fostului comandant al domnului Vasile Buchi. Ai, nu știu dacă aterizează, dacă nu face o trecere. Da, uite, a făcut pe beton. Uite, pe pistă, e pe aici. Pistă, sigur. Că a venit după mâine, ca de vânt. Da, da. O să trag el undeva, treaba lui e să tragă. Vede. Vede, el acolo stă șeful. După câți ani? Râde, mă, zâmbește! Eu sunt Sorin Bochiș, sunt proprietarul acestui avion de mare viteză și venim cu el de la Timișoara. Am vrut să venim mai devreme, dar din cauza ceții care era pe Timișoara, nu ne-au dat voie să decolăm. După ce am decolat, am urcat peste nori, am venit foarte frumos și într-o oră de la Timișoara am fost la Baia Mare, unde ne bucurăm de această participare, de multă lume care o să vină și o să evoluăm aici în cazul acestui aeroclub, unde eu am făcut planurism acum 30 de ani. D2, cum puteți vedea, este un planor de performanță și cum puteți vedea, și este de simplă comandă. Este dotat puțin diferit față de planorile de dublă comandă, iar cum puteți vedea aici are o chestie puțin mai specială față de restul planorilor, aceea este frâna de pe manșă. De pe manșă, da, care este beroată. De obicei la planore este aici pe acest mâner albastru, dar de data asta o puteți găsi pe manșă direct și aceasta acționează frâna de pe roată. În rest este un planor de zi cu zi, cum puteți vedea și la celelalte, are cam aceleași instrumente de zbor, aceleași, cum să zic, manșe, mânere, orice ar fi, se comportă relativ la fel, dar având în vedere că este un planor de performanță, este puțin mai bun în unele cazuri ca și restul planorilor. Ce viteză are, îți dai seama? Este o zi extrem de frumoasă în Tăuții Măghereuș, deoarece la Aeroclubul României, care își are sediul pe rata administrativă orașului nostru, este ziua porților deschise. Mă bucur în calitate de primar că există o colaborare
foarte bună între administrație și cei care își desfășoară activitatea în orașul nostru. Nu pot decât să felicit conducerea aeroclubului Maramureș, în speță pe domnul director al acestei instituții, pentru frumoasa organizare și pentru faptul că este deschis și este alături de cetățenii orașului Tăuții Măgherăuș și în același timp și de administrație. Prima dată, în 1973, cu datorită domnului Bocchiș Vasile, care... Zrinu. Da. Așa. Și sigur că s-a prindat piloți, au ieșit piloți, mulți, mulți. Șerban și Bocchiș. E bine, dânși au fost primii, care primii au... sigur că da, instructori care... Oficializat. Da. Băi, la aripă, Patrick. Da, eu? Da. Marius, nu faci bine ce faci. Gracias.